Vrea să-și cunoască jumătatea. Cu o sinceritate incredibilă și o timiditate ieșită din comun, Cristian Iordache și-a făcut curaj și a hotărât să vină la noi în speranța că își va găsi sufletul pereche. Tânărul poet crede în destin și își caută cu îndârjire, ce credeți, muza. Despre dezamăgire și speranțele lui Cristi, voi discuta cu doamna Mitoșeru. Bună ziua, Camelia! Te sărut, draga mea! Iar acum îl invit în platou și pe Cristian Iordache, cel care scrie poezii, dar nu are cui să-i le dedice. Să intre! Lasă-mă să fiu jumătate. Bună, Cristi! Bună! Bine ai venit la noi, ia un loc, te rog! Bine v-am găsit, săruna! Bine ai venit! Bine v-am găsit! Ce te aduce pe la televizor? Ce mă aduce pe la televizor? Păi... În primul rând, bună seara sau bună ziua tuturor oamenilor care ne privesc în acest moment. Și eu, de o vreme încoace, am început să am așa niște goluri în stomac, ca să le spun așa, să înțeleagă toată lumea. Bănuiesc că le-a avut toată lumea, toți le-am avut la un moment dat, prin care aș vrea să, nu știu, la mine se exprimă prin faptul că vreau să împărtășesc dragoste. Prin lucrul acesta. Stai, dragă. Golurile în stomac le ai când iubești, nu când vrei fluturi să iubești. În stomac, mai exact. Doamna Mitoșeru, goluri de la un moment încolo. Din atunci când te îndrăgostești. Tu ești îndrăgostit? Nu sunt îndrăgostit deocamdată. Sper să mă îndrăgostesc, dar de curând am așa o presimțire că trebuie să se întâmple ceva măreț. Adică da? Cu viața ce mea. Ce te ocupi? Eu sunt ospătar. Așa. Lucrez la Maggie's Ranch în Râșnov. Aș prefera să nu dăm... Ok. Așa? Așa. Și... Ți-ai dori o fată cum să arate, cum să fie, cum să se poarte? Nu mi-aș dori să arate într-un fel anume. Important e să aibă sufletul curat, să fie o fată căruia să-i placă copiii, în primul rând. Căruia să-i placă copiii? Vrei copii? Iubesc foarte mult copiii și mai ales în special cei mici, pe care... 21 fac în... Ești un pui! E un pui, doamna Mitoșeru, să nu-l mâncăm! Puișor! Da. Așa? Și cu care să pot să-mi construiesc, adică care să mă înțeleagă, care să știe cum să se comporte cu mine și să mă accepte așa cum sunt. Eu sunt un tip mai, ca să zic așa, nu știu, de multe ori mi-am descoperit latura asta mai romantic, adică sunt mult mai romantic cu persoana de lângă mine decât aș fi cu mine însumi. De asta... Bine, cu tine însumi să fii romantic e un pic, iartă-mă, dar da, îmi place suntem să împart, la oră de audiență generală. Îmi place să împart bucurie, să văd oamenii fericiți, să văd... Ai Facebook? Da. Te contactează fetele acolo? Nu prea, nu. Pentru că nu... Dar tu cauți pe Facebook, îți plac anumite fete sau? N-am căutat în mare parte, să zic așa, adică nu am avut timp să stau să vorbesc pe Facebook sau să socializez foarte mult pe Facebook. Păi tu vrei să cauți și nu cauți, cum vine asta? Păi da, dar se zice că dragostea și persoana iubită o întâlnești față în față, nu virtual, așa virtual... Deci ai vrea clar față în față. Ai vorbit că ești un tip romantic. Să zicem că e una din calitățile tale. Ce alte calități mai ai? Calitățile mele: nu fumez, nu beau, nu îmi place să înjur, nu mă întârzi, nu știu, acasă. Îmi place tot timpul să am grijă de persoana de lângă mine, să... Ești bărbatul aproape perfect, dar ai și defecte cumva? Nu există. Da, am și defecte. Ce defecte ai? Păi, nu știu, Îmi place să iubesc, îmi place să... Asta e un defect? Da, este... Defect. Și uneori este considerat, nu știu, să spun așa, de multe persoane am observat în ziua de azi, este considerat un defect, pentru că nu... Lasă ce consideră alții, ce defecte crezi tu că ai, adică, nu știu... Păi, dragă, că până un alta el n-are niciun defect din punctul lui da, de vedere. Da, ai văzut, e perfect. Deci ești un om perfect. Nu sunt perfect. Păi, ca probă, că dacă te-am întrebat ce defecte ai, nu găsesc niciunul. Bagă. Ești punctual? Punctual? Da. Ești ordonat? Să zicem. Iată-te.
Deci un nu defect. Sunt ordonat. Nu ești ordonat, da. Trebuie femeie să te ordoneze un pic. Știi să gătești? Da, ochiuri și cu... Deci nu știu să gătesc. Exact. Bine, doamne, încă un defect. Altceva, ce mai știm? Faci curat în casă? Da, fac. La mine în cameră unde stau eu și la mine acasă unde stau eu, da, fac. Duci cu noi? Mi-am programat în fiecare săptămână, câte o zi pe săptămână, în care fac curat în casă. Care este ziua aceea din săptămână? Luni. Lunea. Dacă începem cu lunea, tot timpul... Azi ești aici. Astăzi ești curățenie. Da, astăzi sunt aici, dar o să ajung diseară și acasă și mă apuc. Da. Foarte interesant. Deci asta cu gătitul nu-mi convine deloc, pentru că bărbații în ziua de astăzi să știe să gătească. Toți prietenul meu, afară de Mihai. Dacă n-ar găti el, da, în casă nu s-ar mai mânca deloc. Exact. Asta nu sunt de acord cu chestia. Adică bine, nici cu faptul că femeia ar trebui ținută la cratiță, pentru că femeia în general e făcută să o iubești și să ai grijă de ea, este o muză și trebuie să o respecti prin felul ei de a fi. Adică da. Tu ai părinți? Da, am și i-am pe amândoi în viață, doar și că... Și unde sunt? Mama este în Făgăraș. Deci nu sunt cu tine? Nu, nu stau cu niciunul din părinți. Tata este lângă mine, unde lucrez eu, la vreo 200 de metri de pensiunea unde lucrez eu și... Dar nu ne mai vorbim, adică... De ce? Nu, am decis să nu ne mai vorbim pentru că tata, am avut... mici divergențe cu el și... Dar e divorțat de mama? Nu, s-au despărțit din așa amiabil, adică nu sunt despărțiți cu divorț sau... Mai ai frați? Mai am două surori mai mici ca mine. Pe una o cheamă Ionela, pe cea mică, și pe cealaltă mai mijlocie, Georgiana. Și ele sunt împreună cu mama? Nu, doar Ionela. Georgiana este la Târgu Mureș la bunici. Aha. De ce? A fost crescută de mică de bunicii din partea mamei mele și... A rămas acolo. A decis să o lase acolo, să crească în continuare acolo. Uite, pentru că tu...